Astăzi te invităm să calci pe urmele prințului Charles prin România. Relaxează-te, începe România via Vans. Viscri, acest sat din Ardeal, a devenit unul dintre cele mai cunoscute din România. Cetatea și biserica fortificată sunt adevărate bijuterii ale Transilvaniei medievale, pe care UNESCO le-a înscris în patrimoniul universal. De frumusețea acestor locuri, însuși prințul Charles al Marii Britanii s-a îndrăgostit inemediabil, atât de tare încât și-a cumpărat aici mai multe proprietăți, iar pe o parte dintre acestea le închiriază și turiștilor. Așezat în podișul Transilvaniei, aproape de Sighișoara, Viscri a fost la început locuit de secui, iar după colonizarea din secolul al XIII-lea, de sași. Este o așezare care funcționează după reguli proprii, vechi de sute de ani. Documentele spun că satul Viscri a fost mereu liber. Niciodată nu a făcut parte dintr-o proprietate nobiliară. Primul loc pe care ți-l recomandăm să-l vizitezi este o bijuterie arhitectonică. Biserica fortificată a fost construită în secolul al XIII-lea. Însoțiți de un ghid local, pornim în turul bisericilor fortificate din zonă. Acest traseu durează câteva ore și pe parcursul lui vom vizita bisericile din Saschiz, Messendorf și Roadeș. Satul Saschiz pare rupt din rai. Pe vremuri, Saschizul era una dintre cele mai bogate localități săsești. Aici vom admira vechea cetate medievală și biserica fortificată. Nu putem pleca fără să gustăm celebrele dulcețuri de Saschiz, dar și prea cunoscutul deja dulce de lece. Continuăm să călcăm pe urmele prințului Charles spre Valea Zălanului. Aici ne vom caza la casa de oaspeți pe care moștenitorul coroanei britanice o deține aici. Înainte să ajungem la cazare, vom face o vizită la Muzeul Vieții Transilvănene, amenajat în castelul Calnochi din Micloșoara, unde vom afla că istoria familiei cu acest nume se întinde pe mai mult de 5 secole. Muzeul nu își propune doar să reconstituie istoria unei familii, ci să înfățișeze și ce însemna viața nobililor din zonă, prin obiectele recuperate, donate sau cumpărate. Muzeul ocupă parterul fostului conac de vânătoare din Micloșoara. Lăsăm în urmă castelul Calnochi și ne îndreptăm spre casa de oaspeți a prințului Charles. Vă întrebați probabil cum a descoperit prințul Charles casa din Valea Zălanului. Prin intermediul prietenului său, contele Calnochi, atunci când a fost în vizită la casele acestuia din Micloșoara. Împreună cu acesta, prințul Charles a făcut o plimbare lungă peste dealuri până în Valea Zălanului și astfel a descoperit mica așezare de care s-a îndrăgostit. Valea Zălanului e un sătuc cu aproximativ 100 de locuitori, așezat într-un loc pitoresc, cu pajiști pline de flori, cu oameni primitori și gospodării îngrijite, iar semnalul la telefon e destul de slab, așa că avem toate condițiile pentru a ne deconecta de la tehnologie și a ne bucura de liniște. Ansamblul de case pune la dispoziția turiștilor 7 camere duble, toate cu baie proprie. Pensiunea a fost renovată din temelii cu foarte mare grijă pentru păstrarea elementelor tradiționale. În speranța că zona va vrăji cel puțin cum l-a fermecat pe prințul Charles, vă invităm să descoperiți și alte locuri deosebite din România, pentru că frumusețea nu este doar în ochii privitorului. Descopere România via Vans!